Proiectele depuse de primăria Deva încep să prindă contur. Compania Națională de Investiții a aprobat finanțarea pentru construirea unei creșe cu 110 locuri în municipiul Deva, în zona Zăvoi. Valoarea investiției este de aproximativ 4,5 milioane euro. Finanțarea pentru noua creșă din Deva, care va avea 11 grupe, este asigurată din fonduri guvernamentale. Ne aflăm în locația cunoscută deja de către Deven sub denumirea de Deva 9, chiar pe terenul unde va fi construită această creșă. Încă de la începutul anului, Devenii au primit o veste bună, și anume că în urma discuțiilor dintre primarul municipiului Deva și reprezentanții Companiei Naționale de Investiții, a fost aprobat proiectul de construire a unei creșe noi cu o capacitate de 110 locuri. Primăria municipiului Deva a transferat către Compania Națională de Investiții acest teren de aproximativ 4500 de metri pătrați, teren pe care se va construi creșa, suprafață construită aproximativ 2400 de metri pătrați. Creșa va avea și o suprafață neconstruită de aproximativ 10 metri pătrați per antepreșcolar cu destinațiu spațiu de joacă. Valoarea investiției la creșă, care va fi dotată la standarde de ultimă generație, este de aproximativ 4,5 milioane euro, iar construcția propriu-zisă, după parcurgerea pașilor legale obligatorii, este estimată a dura circa 2 ani. Valoarea investiției este de aproximativ 4 milioane jumătate de euro. În urma aprobării finanțării, construirea acestei creșe noi, moderne, dotată la standarde de ultimă generație, intră în procesul de achiziție publică pentru studiu de fezabilitate, urmând apoi proiectul tehnic și semnarea contractului de execuție propriu-zisă. Estimăm că durata execuției va fi de aproximativ 2 ani de zile, perioadă după care 110 antepreșcolari deveni se vor putea bucura de serviciile educaționale oferite de noua creșă. În ceea ce privește creșa actuală, pentru a nu crea probleme celor circa 80 de preșcolari și familiilor acestora, municipalitatea a decis începerea renovării acesteia în primăvară și nu la începutul acestui an, cum era propunerea inițială. Creșa actuală va intra în procesul de reamenajare pe fonduri europene undeva în această primăvară. Soluții pentru mutare s-au găsit sau se mai discută? Există soluții la care ne-am gândit. Ele vor fi anunțate atunci, la momentul în care creșa va fi predată pentru execuție constructorului. Vă reamintim că în ultima lor ședință, consilierii locali din Deva au votat rezilierea contractului cu firma care deținea spațiul în care urma să funcționeze temporar o creșă.